Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un episod din seria noastră de Overwatch, în care sunt înjurat în comentarii că de ce eu joc cu coduri și banez alcodat sau chestii de astea. O să explic în episodul ăsta în timp ce facem. Dacă mai vreți episoade din seria asta, am văzut că vă plac foarte mult. Sper că episodul ăsta să nu mai aibă sunetul în urmă, pentru că da, episodul trecut era sunetul stricat tot. Am zis să nu-l șterg, că na, deja se uitase destul de multă lume, dar sper să nu mai am aceeași problemă. Facem Overwatch-uri, care de obicei, bă băiți, dați și voi acolo un like să zicem 1000 de like-uri dacă mai vreți episoade de genul continuare. Și hai să vedem primul Overwatch. Și o să vorbim și despre faza asta cu, bă frate, de ce tu joci cu coduri și le dai ca la alții ca au coduri. Hai să vă explic de ce. În primul rând, asta presupune Overwatch-ul. Când tu vezi pe cineva care cod, trebuie să dai care cod. Nu poți să vezi care cod și tu să nu-i dai care cod, pentru că pierzi dreptul de Overwatch dacă faci chestii de astea. Gen, dacă are cod și dai că n-are cod, pierzi dreptul de Overwatch, da? Dacă faci multe chestii de astea, nu o să mai poți să faci pur și simplu Overwatch-uri. Și contul ăsta nici măcar nu e meu. Și în al doilea rând, e normal, având în vedere că eu mi-am luat de foarte multe ori Overwatch ban. De ce să nu dau și eu la alții? Bă, dacă nu știi să ascunzi hack-ul, ție Overwatch ban. Bă, dacă eu nu așa de bun încât să ascundă hack-ul până și de mine, înseamnă că ascunde hack-ul foarte bine și merită să joacă, să joace cu hack pe matchmaking. Dacă nu, pare rău, frate. Dar ce să zic, știi ce? Da. Hai să aici un volum, că se aude cam în ce volum, 0.1 zic eu. Și haideți să vedem, dăm și aici să vedem prin pereți pe băieți și hai să vedem. Băiatul ăsta are, sau cam, ok, are hack. Am înțeles, încă un codat, bă, dar nu mai decoda. Ia uite-l, mă, cum dă asta, să ba picioarele. Pomul doare în cur de viață, dă omul, frate, să fie acolo. Nici o treabă n-are omul ăsta, deci măcar o treabă n-are, mă, ia, hai să ne mai uităm un pic. Eu oricum cred că o să-i dau skip, să vedem dacă face. Uncharted de ăsta l-am și eu pe un cont, AK-ul ăsta, e frumos, frumos. Dar cum îl are ăsta, săracul, jerpelit, tot nu prea. Ok, hai să vedem, bă, băieți, ia, uite, ăsta se duce direct pe ăla din tunele. Sau, a, nu, ăla e short, omul. Hai să vedem ce face suspectul nostru, se duce pe ăla de pe short sau saluti, boys. Eu zic că se duce. Hai, suspectule, du-te, dă-i. Doi, frate, mamă, dar e nebun suspectul nostru, nicio treabă, iau, bam, direct i-a dat-o. Da, wall și aim momentan, hai să vedem dacă face și bunny hop-uri sau ceva, dăm un speed 2x aici. Hai să vedem, nu, niciun bunny hop, nimic, am movement ăsta, trece așa. Na, nu văd nimic ca suspect din punct de vedere de bunny hop, așa, în rest, are de toate să moară BB, aim, wall, ia fencii de ăla, uite și s-a rețintă. Ah, aici nu i-a sărițintă, pe AVP probabil n-are aim, dar la kill-urile alea cu AK 100% l-au fost și aim. Hai să vedem ce mai face suspectul nostru drag. Hai, mă, mane, așa, de așa, așa, cum ai ratat acolo, bă, frate, bă, cum să ratezi în halul ăla, mă? Cel mai easy kill, să te iau omul pe loc și l-ai ratat, ia. Hai, mă, vreau să-ți, uai, ce a să rețint aici, ați văzut, are shame pentru cei care nu era 100% sigur, dar hai să vedem, bă, mamă, ce a sărit, ok. Bă, eu zic că cam atât, hai să dăm skip, nu mă lasă, asta înseamnă că e ultima rundă dacă nu mă lasă. Hai să vedem ce mai face suspectul, dragul nostru suspect. A, ba nu, era, ia să vedem, acum cu SP-ul vreau să văd, cu SP-ul vreau să văd, ia să vedem. Hai, bossule, dă-i cu SP-ul, dă-i cu SP-ul pe ei, frate, ia. A, Deagle și-a luat. Ok, hai că, a fost ok aici, dar nu-mi place cum o rata, mă. Bă, să dai semi-rage și să rate. Wow, inhuman reaction pe The Suspect aici, bă, băieți, n-a avut nicio șansă, mă, ăsta, să-mi bat picioarele. Hai să vedem ce mai face, vine Dan, celălalt, Dersi, sau cum îl cheamă, Ostrich, mă, vine pe short. Ba nu, nu vin pe short, vin pe under, dar văd că și ăștia îl știu pe ăsta, sau dau doar așa, ca măsură de preca. Uai, de pui mei, mă, dar cum dă ăsta, mă, ăsta e dubios, rău, mă. Ai de cap, mă, mă, dar uite ce slab, uite, dă din săritură, dă în timp ce merge cu Deagle-ul și nu nimerește, mamă, frate, deci incredibil așa ceva, mă. No, bun, hai să-i dăm și noi pe 4X, că nu cred că mai e ce mic interes la runda asta. Se plimbă pe hard, omul nicio treabă, se duce pe long. Ia, îl ia pe ăsta, ia să vedem, ia, hai, frate, dă-i care AVP, dă-i. Bă, mamă, cu aia din mers și a dat și flick. E nebun, el și scrim ce mai fa de astea. Ok, bă, eu cred că e destul să-i dăm convict, că nu cred că o să facă bunny hop. Dacă n-a făcut până acum, eu dau așa ca să meargă mai repede overwatch-urile. Știi că dacă deja am dat verdictul, de ce să mai stăm să ne uităm, știi? Aim assistance, normal că are. Vision, normal. Odor n-am văzut să aibă ceva. Hai să mă gândesc, n-am văzut. Și Griffin nu cred că a făcut. Oricum e irrelevant Griffin, cum dacă are codul degeaba mai dai pentru Griffin, că tot ban permanent așa. Deci evident și insuficient. Primul overwatch și verdict este gata, îl așteptăm pe următorul, băieți. Da, bă, băieți, și-am primit și următorul evident, să zic așa, zic că nu-i tot dust. Te rog să nu fii tot, da, inferno, ala-i tati, voi am și o mapă nouă aici. Haideți să vedem de ce coduri dispune, sau dacă face griffing, sau nu știu ce face, dacă ai spin, mă enervezi. O, oh, are skin, ok. Ok, și-a luat report din warm-up. Hai să vedem, dăm aici demo-ui. Eu de ce n-au CS-ul, frate? What happened here? Why I don't hear the CSGO?
Gata, acum au CSGO. Ok, haideți să vedem, bă, băieți, ce zice suspectul nostru. Văd că stă AFK în bază, are skin-uri, are redline. Ok, nice. Deci eu zic că ar putea doar pentru Griffin să fie raportat. Nu cred că are coduri sau ceva, dar hai să vedem, poate ne înșelăm. Haideți să vedem. Haide, mă, suspectule, faci numai banii. Ok, dar n-am văzut să aibă script sau ceva, e că lăsăm așa, nu mai dăm cu speed în continuu, că poate are scripturi și nu-mi dau seama că e pe speed up, știți? Da, nu prea cred eu că are băiatul ăsta nostru ceva, dar hai să vedem. Nu, face doar trolling pe aici. Spera, eu cred că și-a luat pentru Griffin, sincer. Nu cred că își băga el cheat-uri cu redline-ul și cu astea, dar nu se știe. Eu am văzut și cheat-uri cu cuțite. Chiar la mine pe live a fost un tip, deci n-ai de unde să știi ce-i poate capul la o. Mai să vedem. Își dă inspect la cuțit, are 2000 de kill-uri aproape, 1893, deci, na, e ceva, hai să vedem, are aim, sare ținta sau ceva? Un cap, ok, nu pare suspect, omul trage în continuare, îi dă la Taurus, nici nu l-a văzut măcar, nici nu i-a dat prefire măcar ăla la Taurus, ok, sau Tortus, sau cum îl cheamă Taurus, da. Haideți să vedem, îl știe pe ăsta pe Sparrow, bă, nu știu ce să zic, se uită sus, a venit cam repede pe el, nu știu ce să zic, dar nu cred că, na, nu putem să-i dăm convict pentru chestia asta. Haideți să vedem. Bam, verifică fiecare spot, frumos. Face niște bani, ia hapuri de alea de toată jena. Și rămâne doar Taurus în viață. Bă, nu știu ce să zic, bă. Până acum nu pot să-l suspectez pentru nimic, băieți. Deci avem în sfârșit un om clear în Overwatch? N-are coduri? Sau se enervează el după aia și bagă spinulețul? Haideți să vedem. Rămâne de văzut chestia asta. Ia să vedem aici. Nu-mi place. Ia. Ah, ok. Pe ăla nu l-a băgat în seamă. Bam. Mamă, iese cu ținta cam pe ei, dar poate să fie bulan. Deci, na, mă rog, bulan. Știe spotul. Mama, aici arunca bomba să o ia băiatul ăla. Băietul era, să zic. Și stă la camp, omul. Și Salmon vrea să-l ajute în loc să ia bomba, să fugă cu ea, să o blandeze pe ea, să salveze runda. Ok, n-are reacții, un headshot decent, zic eu. L-a văzut pe ăla cum a sărit. Bă, nimic suspect până acum, sincer. Prefire-ul ăsta. Începe suspecteala aici, băieți. Începe suspecteala? Există cuvântul ăsta măcar. Aici a fost un pic, pe la mijloc. Că prefire-ul de alea dau doar codați, mă rog, prefire-ul. Tapuri de alea, așa, fix cum iese ea, să vedem. Hai să vedem ce reacție are aici. Ok, cred că are hack. Cred că are hack. Nu știu cum să vă spun, cred că are hack, băieți. Momentan wall. Și headshot-ul ăla, nu știu, n-am fost atent dacă ținta chiar a fost pe cap, s-a atras în corp și după aia s-a dus pe cap. Dar haideți să vedem. Omul are cheat cu skin-uri. Nu-mi vine să cred. Haideți să vedem, bă, băieți, ia, știe pe ăsta de pe banana. Mamă, direct pe el, ia, să nici nu ținea ținta pe el. Bă, ăsta cred că are cod. Are cod ăsta, vă zic eu. Vă zic eu sigur că dă cam urât, dar nu știu de ce dă așa urât. S-a enervat sau ce a făcut? Nu știu. Hai să mai ne uităm câteva runde. Asta e un suspect de ăla la care trebuie să te uiți și până și când se termină Overwatch, nu știu ce să zici. Uite, aici arată, de exemplu, și moare, cred că. Ba, nu moare. Bă, da, flicurile astea, n-ai cum să dai numai flick și headshot. Bă, hai să zicem că o rundă a fost bulan, ok? Hai să dăm pe următoarea rundă, zicem că pe runda asta a fost bulan, ok? Dăm 2x speed. Hai că zic eu că runda asta a fost bulan, ok? Băieți, hai să vedem runda asta. Ce mai face băiatul? Ia fi ce prefire de la... nu a fost prefire. Nu pot să zic. Uite, la 17 ăla. Mamă, uite, mă, cum îi așteaptă. Aoleu, mamă, asta e rundă de-aia, de nu știu ce să zici, dacă are, dacă nu are, mamă, fratele meu. Nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să zic, vă spun sincer că nu știu ce să zic. A avut faze dubioase, dar nu chiar așa de dubioase încât să-i dau că are cod, dar... ia să vedem. Uite, aici, de exemplu, a jucat băt, a fost băt aici. Acum iau de pe ea cum vin. Și prefire, hai mă. Ok, iar un flick de la, nu-mi plac flicurile astea, deci nu știu ce să zic, i-aș da pentru legit boot și all, dar... nu știu, mă, chiar nu știu ce să zic. Uite-l ia. Da, are. Se vede backtrack-ul, mă rog. Ăla nu a fost backtrack, dar... Ce-s chestiile astea, frate? Mamă. Mamă, frate. Dar ascunde bine, omul, îmi place că ascunde bine. Eu îmi dau seama că-s codat, ia fen. Se preface că nu știe pe ăsta. Se uită în spate, frumos, pe aici. Așa, dă-i din cap, vezi, mă, afirmă ăsta. Mă confirmă, ce... Doamne, mă, ce prost. Are bomba, omul. Hai să vedem, bă, băieți, hai să vedem. Și îl știe pe ăsta? Uite. Nu știu ce să zic. Ok, asta a fost aici atras de... și-a descărcat Deagle-ul pe el. Uite, bă, ce skin-uri are aici, prost. Bine, nu știu cât costă skin-urile astea, dar nu-s mai scumpe de 5 euro, probabil. Nu știu ce să zic, man.
L-auzise un pic acolo, dar l-auzise cam la limită. Bă, ce Overwatch tâmpit, mă. Ce, ăsta e cel mai greu Overwatch din viața mea, mă, frate, mă. Deci unele Overwatch-uri chiar sunt grele. Eu i-aș da și pentru aim și pentru wall. Dar chiar nu vreau să-l banez aiurea. Dar eu zic că are, mă, că n-ai cu să ai așa reacții. Două, mă, nici Kenies. M-am uitat eu la gameplay-uri lui Kenies, care era cel mai bun pe AWP și n-avea așa reacții cu aia. Ești nebunea. Uite, uite, și-a blocat ținta un pic pe el, a crezut că stă acolo sau ce-a făcut. Na, eu zic că ăsta are amândouă și all shame. Aim-ul e pe legit boot, adică nu se vede. Nu știu dacă știți toți ce înseamnă legit boot și cum se vede, dar legit boot-ul chiar nu se vede. Le dai foarte bine la aia, zici că joci ca un global, dar nu se vede pe Overwatch. Dar nu știu, dacă nu sunt sigur, eu nu o să-i dau. Bă, omul și-a ascuns bine, Echo. Deci dacă și l-a ascuns bine până la final, dacă și-l ascunde bine și nu mai face gafe, ia să vedem. Uite, man, uite, mă. Mamă, cu aia, ăla a fost cel mai jegos. Mamă, stare, ei, mă. Nu cred că avea cum să-l nimerească pe aici. Uite unde era, nu știu ce să zic. Hai să ne mai uităm, dacă mai face faze dubioase, eu îi dau. Așa, arunca bomba așa cum a fix pe la pic, așa e? Nu știu ce să zic, că l-ascunde. Mamă, uite aici a ratat, de exemplu. Nu știu ce să zic dacă are legit boot, sincer. Uite, mai și ratează, mai... Nu știu, dacă l-ascunde bine până la final, eu îi dau că n-are nimic și gata. Știți ce spun? N-are rost să-i dau care hack dacă omul l-a ascuns foarte bine. Știi, cum nici eu nu mi-am luat pe contul ăla, nici el nu o să-și ia pe contul ăsta. Are un premiu, că și-a ascuns bine hack-ul. Eu zic că are, deci eu sunt 99% sigur că are, dar îl ascunde prea bine. Și nu știu dacă să-i dau. Ia, hai să vedem. Te l-așteaptă pe ăla, n-a nicio treabă. N-am să preface că se uită pe aici, dă un smoke acolo, nu dă. De astea mai fac și eu când joc cu legit butul. Dar, na, uite, mă l-așteaptă pe banana, știi, se preface, face chestii de astea. Uite, se preface că e pe banana, deși cu echipierul ăla lui văd că-l știe, vedeți? Acum, ia să vedem, mă l-așteaptă fix la library sau salute. Ah, nu a fost dubios, hai, mai lasă-mi... Ah, mai avem 3 runde, ok. Că mi se pare că e 8 runde ora. Ce ai în 3 runde să ne dăm seama dacă are sau nu cod. Hai mă frate, fă o fază dubioasă, atâta vreau. Una, o fază dubioasă vreau, atâta vreau să văd. Mi-e de ajuns să-ți dau convict, atâta o fază dubioasă. Mai o fază dubioasă să văd, că mi-e de ajuns să-i dau convict, frate. Dar mi-e un overwatch foarte greu, să iasă, hai, dă un prefer de la frumos. Dă-i mă, dă-i un flick de la, hai. Hai aia la cu MP9, le vino frate să-ți dea băiatul flick să-și ia bani. Mamă, da linie aici. Ama se bucură omul, se bucură, face de alea, oh my god, oh my god, ce-am făcut eu, oh my god, ha, scrie în chat. Bă, nu știu, faze de astea fac și eu când joc cu cod, de-aia mi se pare super dubios. Omul și-a pregătit ținta, nu știu dacă ați observat, să dau un pic pe pauză să vă explic. Nu știu dacă ați observat, înainte să vină tipii aia doi, omul și-a mișcat un pic ținta în jos, s-a pregătit într-un fel să dea flick-ul ăla, știi, și de-aia mă tot gândesc. De-aia zic eu care ul. Și aim, că se vede, s-a văzut în primele, ia. Asta nu e. Noi nu știu ce asta, putea să fie bulan. Ok, a dat flash acolo și acum l-așteaptă pe la auzit și bam. Bă, nu știu, chiar nu știu ce să zic, frate. L-ascunde foarte bine, mă. L-ascunde foarte, foarte bine. Foarte bine l-ascunde. Eu îmi dau seama că-s codat, frate, și știu comportamentul unui codan. De-aia îmi dau seama că are cheat-uri, știi? Dar foarte, foarte bine l-ascunde. Foarte bine. Impecabil, mă. Și nu știu dacă o să-i dau convict. Chiar nu știu, nu cred că o să-i dau convict. Pentru că sunt mai mulți oameni la Overwatch și probabil unul care nu joacă cu coduri nu o să-și dea seama așa de repede că ăsta ar putea avea ceva, știți? Dar, în orice caz, în primele runde au fost foarte dubios și vă zic eu că n-are cum să joace așa în primele runde și acum să joace mai slab. Și alea chiar au fost faze de cheater, adică, na, 100%. Ok, omul nu mai verifică nimic, îl știe pe ăla din... Bine, am asta în spate, banana, du-te mă de aici, mă. Bă, du-te mă, ce bine l-ascunde, mă, frate. Hai să vedem. Bam, bam, ok, l-a omorât pe ăla. Acum se zice pe ăsta din spate. S-a prefăcut că nu așa și acum îi dă mare flick. Ah, am crezut că îi dă flick, dar n-a fost așa. N-a fost nu știu ce, sincer. Ia vent. Vedeți, au stat acolo până s-a îndepărtat ăla. Ia, hai să vedem. Hai codatule, fă ceva. Fă ceva dubios, te rog, eu dă-i un flick acum, dă-i flick. Omul încă se uită jos deși îl știe pe ăla. Na, bine. Uite-te sus tu în continuare, ia flic acum. Ce v-a zis? Vedeți-mă, și cum i-a făcut ținta. I-a făcut ținta foarte urât aici, extrem de urât. Deci ăsta îi dau, mă, pentru amândouă. Hai că îi dau, mă, dacă eu m-am prins că e codat, se prind și alții, dă-i drept. Da, vă zic eu, ăsta are coduri, are coduri, le ascunde foarte bine, dar are. Mamă, am crezut că trage acum, era colmea să tragă. Ăsta are, mă, știe să le ascundă, dar are, vă zic eu. Da, într-adevăr, nu-ți dai seama așa de ușor. Dacă ești un player legend, nu poți să-ți dai seama așa de ușor. Dar eu îmi dau seama că știu comportamentul. Și eu fac aceleași lucruri când mă ascund. Știți? Deci eu fac aceleași lucruri când ascund cheat-ul. Omul poate nici măcar nu joacă cu wallhack. Poate joacă cu chems-urile, știți?
No bine, pe ăla de unde le știai, frate? No, eu vă zic că stare și wall și aim. Aim ui dat, na, încet, dar... Ia uite, mă, du-te, mă, și vedeai tu pe ăla, că niciunul l-am văzut și îl vedea el, frate. Și acum unul a tap cu digul, ia uite, s-a retras un pic, ați văzut când l-am văzut pe ăla că a sărit, s-a retras. Și acum lasă pe coechipierul lui să-l bată, știi, că așa fac și eu. Îi zic, bă, bossule, vezi că acolo după mașină, omoară-l tu ca să nu dau eu prea evident cu hack-ul, știi? Ceva de genul a fost văzut acum. Bă, vezi că acolo după placa aia de lemn de la mașină, omoară-l tu, știi, să nu dau eu prea obvious. Dar în rest, totul e ok. Momentan, hai să vedem. E o situație de 2v2 aici, deci, nu știu, oare ăla... ciclon ăla de la el din echipa oare îi bate pe amândoi? Nu știu ce să zic, sau și-a bătaie? Hai să vedem, rămâne de văzut chestia asta. Dar overwatch-ul ăsta chiar mi-a plăcut, dacă aș avea overwatch-uri de astea zilnice, ar fi genial, mă. Deci genial ar fi. Samov, ăla se învârte în bază, aparent. Ăla de la ori, care-i Flamingo, cred că se învârte. Da, și-a dat un flick și oamenii încă așteaptă aici. Da, eu o să-i dau și pentru ei și pentru all, ca să-i aclară faze de wall și ei. Adică are legit butul și poate joacă cu chemsurile. Dar unele faze chiar uite, de exemplu, pe unii chiar i-a știut super dubios. Deci chiar i-a știut super dubios pe unii. Ok, eu zic că îi dau pentru amândouă. A scos foarte bine hack-ul, dar nu știu, mi-am dat seama din unele faze. Chiar nu știu, bine, cel mai nu pot să-i dau cancel, drecu. O spun judgment, adică. A, să-l... Mamă, păi da nu, frate. Îi dau, mă, dacă eu mi-am dat seama, eu îi dau. Nu trebuie să mă simt eu. Adică chiar o avut, deci și eu cu citul legit joc fix așa cum a jucat ăsta și îmi dau seama din comportament. Dar probabil o să vină acum unii hateri, zică bă frate la chiar n-a avut codul, mă, era bun, știi? Dar eu îmi dau seama frate, n-aveți voi care nu jucați cu codul să știți, bă ăștia care jucați cu codul, spuneți și voi că ăla nu e comportament de cheater, ce a avut el acum. Că se prefăcea, că se uită, bă îl știa pe ăla de la mașină, deci pe ăla de la mașină îl știa. Și l-a lăsat pe coechipierul lui să-l omoare, el nici măcar n-a luptat cu ăla de la mașină. Așa mai fac și eu din când în când, îi zic bă frate vezi că ăla e la mașină, omoară-l tu că eu mă uit altundeva. Știi că poate dacă îi dau îmi sare ținta sau ceva după, na, pui mei. Așa fac și eu tot timpul. Ok bă băieți, îi dăm evident insuficient. Că Griffin nu cred că a făcut, n-a făcut altceva, sumi-verdict. În fine, bă băieți, sper că v-a plăcut acest episod, chiar mi-a plăcut, ăsta a fost un episod super interesant, deci un overwatch super interesant, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare, salut, încă un overwatch, nice, salut bă băieți.